ceseșegura humorului a condus la pauză cu scorul de 8-5 în urma unui eseu reușit de Cătună și a unei lovituri de pedapsă transformate de Daraban. În repriza secundă, echipa antrenată de Andrei Varvaroi a mai culcat odată balonul în terenul de țintă advers prin Davidoiu și s-a impus astfel cu scorul final de 13-5. A fost un meci strâns, am întâlnit o echipă bună, dar am reușit să ne impunem meritat. Am avut și un eseu anulat pentru un act de indisciplină al unui jucător care a comentat o decizie arbitrului. Una peste alta, avem 4 victorii și suntem în cărți pentru o medalie de campioni naționali, a declarat antrenorul Andrei Varvaroi. După 4 etape disputate în campionatul național de rugby pentru juniori sub 19 ani, Ceseșegura Humorului este lider cu 17 puncte. Pe următoarele 2 poziții se află ACSOV Pantelimon cu 14 puncte și Dinamo București cu 10 puncte.